La Muzeul Mitropoliei Clujului a avut loc aseară evenimentul cultural și comemorativ intitulat Cel ce te îmbrățișa cu un zâmbet, in memoriam preasfințitul Vasile. În cadrul manifestării a fost evocat preasfințitul Părinte Vasile Fluieraș, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura Someșanul. De asemenea, a fost lansat și un volum dedicat fostului ierarh. La eveniment au participat înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, numeroși clujeni, clerici, oameni de cultură, tineri, precum și fii duhovnicești și ucenici a episcopului Vasile Fluieraș. În deschiderea manifestării, înalt preasfințitul Părinte Andrei a evocat personalitatea vrednicului de pomenire, episcop Vasile. A fost omul lui Dumnezeu bun și blând și rămâne ca o icoană luminoasă în sufletul nostru. Și după socoteala noastră omenească, ni se pare că a plecat prea devreme în eternitate. Da, noi zicem că și de acolo se roagă pentru noi, păcătoșii, cei ce ne-am adunat acum să ne aducem aminte de El. Aș zice că preasfințitul Vasile a fost și o icoană luminoasă și o icoană smerită a unui om care l-a slujit pe Dumnezeu până la epuizare, până s-a terminat. Poate și de acolo, că n-a știut refuza pe nimeni și uneori și-a asumat mai multe lucruri de făcut decât poate firea omenească a unui să le facă. Poate și de acolo i s-a tras suferința de mai târziu, care l-a trecut în eternitate. A avut loc apoi lansarea cărții Preasfințitul Părinte Episcop Vasile Fluieraș, Mărturii de suflet, apărută la editura Renașterea. Preasfințitul Vasile cred că acolo unde este se roagă neîncetat pentru biserică. A fost un îndrăgostit de biserica lui Hristos și să știți că în viața sa de slujitor, dar nu numai de slujitor, de credincios, a bătut cărările mănăstirilor și ale bisericilor, parcă voind să adune din fiecare loc câte o fărâmă de Hristos, până când a ajuns să îmbrace acest chip îngeresc, chipul călugăresc, prin care poți să trăiești mai bine, mai plenar în ceea ce este Hristos. Noi știm prea bine că preasfințitul Părinte Vasile, în calitatea sa de duhovnic și de om, El a dat multora viață dintre noi, sau cel puțin ne-a ținut în viață, iar pe unii ne-a salvat viața unora dintre noi, efectiv la propriu, pentru că El era implicat în viața fiilor duhovnicești. Lucrarea a fost coordonată de profesoara Raluca Ioana Irimia și reunește 54 de mărturii adunate de la ucenici, fii duhovnicești și oameni care au interacționat cu episcopul Vasile Fluieraș. Consider această carte o punte, o scrisoare de dragoste a noastră către veșnicie, cu gândul la dragostea pe care ne-a purtat-o și ne-o poartă și acum preasfințitul Vasile. La finalul lansării, preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul a rostit un cuvânt evocator, spunând că Părintele Episcop Vasile a fost și rămâne chipul bucuriei și al dărniciei. Dincolo de viața și de cine a fost Părintele Episcop Vasile, adaug și suprapun acest aspect peste ceea ce se întâmplă la doi pași mai departe la mormântul Părintele Vasile. Și nu de puține ori am observat această atitudine. Mulți vin într-o tăcere absolută și se așează în proximitatea mormântului și se folosește de acest mijloc de comunicare ca să asculte. Că dacă e vorba, învățăm de la preasfințitul Vasile să ascultăm tăcerea vieții viitoare, tăcere care e plină, de fapt, de semnificație. Și aș mai adăuga, această tăcere, de fapt, este semn de prezență, nu doar a lui Dumnezeu, ci și a preasfințitului Vasile, care s-a împrumutat de la Dumnezeu cu acest mijloc de a comunica și de a se apropia de noi. În cadrul serii, corul Sfântul Lavrentie al Cernigovului, de la Biserica Studenților din campusul universitar HDU, a susținut un moment artistic. Evenimentul a fost moderat de Părintele Cornel Coprean, consilier eparhial la sectorul cultural. Mâine, când se împlinește un an de la trecerea la Domnul a Episcopului Vasile, în Catedrala Mitropolitană, după vecernie, va fi oficiată slujba parastasului.